S-a împlinit un an de când Vlad Pascu a ucis doi tineri pe șoseaua dintre Vama Veche și 2 Mai. Tragedia a dus la schimbarea unor legi care pedepsesc acum mai dur șoferii băuți și drogați. Mai trebuie însă să schimbăm și mentalități. 2 din 10 români recunosc că au condus după ce au băut. Uberul a plecat. A venit în viteză și a plecat. Lui a fugit de la fața locului. Roberta! S-a scurs un an dureros pentru părinții Robertei și ai lui Sebastian, studenții care au murit pe loc în noaptea de 19 august 2023. Familia lui Sebastian a mers la mormântul fiului pierdut la 5 și 20 de minute, ora tragediei, și a dat drumul în văzduh unei flăcări care simbolizează dorul etern. La locul accidentului s-au recules părinții Robertei. O așteptăm și acum să intre pe ușă, am mai spus-o. Noi încă nu conștientizăm că nu se mai întoarce. Fi terminat al doilea an de facultate, avea atâtea vise și ea vrea să vadă lume. 102 km pe oră avea Vlad Pascu când i-a lovit pe tineri în acest loc, iar în sânge un cocktail de droguri, printre care cocaină și metamfetamină. Dincolo de inconștiența individului, care de atunci se află în arest preventiv, cazul a scos la iveală un șir grav de erori ale polițiștilor, care dacă își făceau datoria, puteau preveni tragedia, spun părinții. România înregistrează o rată absolut alarmantă a cazurilor unde șoferi drogați, băuți, se urcă la volan și produc asemenea tragedii. Tragedia a schimbat legi. Dacă găsesc droguri în mașina unui șofer, polițiștii sunt obligați să-l testeze. Șoferii prinși băuți sau drogați la volan pot să rămână fără permis 10 ani, chiar dacă nu au provocat niciun accident. Iar dacă au făcut accident și sunt condamnați la închisoare, nu mai pot scăpa cu amenzi sau suspendarea pedepsei. Aproape 20% dintre cei chestionați într-un sondaj recent au recunoscut că au condus băuți. La fel de îngrijorător, peste 60% spun că știu pe cineva care s-a urcat băut la volan. În anul care a trecut de la accident, Vlad Pascu a renunțat la aspectul rebel, s-a îmbrăcat în costum și a purtat cravată în fața judecătorilor, cărora le-a cerut să-l elibereze din penitenciar până va fi judecat, ca să-și poată continua studiile și să meargă la psiholog. Până acum, cererile au fost respinse. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.